Treaba asta o să o facem astăzi și anume pui cu sos de smântână și păpădie. Și asta este selecțiunea noastră de ingrediente, foarte simplu. Avem păpădia, florile de la păpădie tăiate, mai exact petalele, doar partea galbenă. Încercăm să evităm toată verdeața asta. Nu e nimic în neregulă cu ea, este comestibilă și aia, doar că este puțin amară și schimbă gustul. Florile de păpădie sunt dulci. Avem aici smântână dulce, la fel neapărat smântână dulce ne trebuie pentru că smântâna acră se taie. Se poate lucra și cu smântână acră, doar că trebuie să punem un gălbenuș de ou de ou, temperatura mai mică, amestecat tot timpul, e altă mâncare de pește acolo. Aici avem pătrunjelul tocat, puțin parmezan și pieptul de pui. Eu am pus pe bucata asta de piept de pui, am pus puțin cimbru și sare. Eu pun sare pe carne înainte de a o găti, chiar dacă multă lume susține că nu e bine, dacă o gătești imediat după ce ai pus sare, nu se întâmplă absolut nimic. Nu e bine să pui sare și să o lași mai mult timp, pentru că atunci toată apa iese din, sau nu toată apa, iese apă din pieptul de pui sau ce carne avem. Și să trecem la treabă, începem cu pieptul de pui. În planul 2 aici este un grătar de ăsta de aragaz, pe care o să pun o lingură de ulei. Grătarul trebuie să fie foarte bine încins. Pieptul de pui îl voi găti doar pe o parte, pentru a prinde o culoare frumoasă. De fapt vreau să zic că îl voi găti mai mult pe o parte, 80% îl voi găti pe partea asta și când va fi pătruns 3 sferturi, atunci îl voi întoarce. Iar în asta de aici din față, începem sosul, smântână, la foc mic. Amestecăm. Eu, din motive de prezentare, nu voi adăuga pieptul în sos, dar pentru un plus de gust, e bine, dacă doriți să faceți o mâncare pentru familie, ceva simplu și rapid, doar le dați o culoare, să zicem pulpe de pui, pentru a avea și mai mult gust, comparativ cu pieptul care e destul de fad. Vedeți oricât de tare a gorgolosit smântâna asta, nu o să se taie. Pieptul de pui la foc mic, după cum am zis, ne facem cam uitat de el. Să-l lăsăm în plata domnului acolo. Bineînțeles, în smântâna asta o să punem sare. Doar sare voi pune atât. Totul este aproape gata, s-a îngroșat. Nu mai bulburosește în halul ăla. Într-un minuțel este și gata. Acum venim cu parmezanul. Păpădia. Amestecăm. Oprim focul. Mai lăsăm un minuțel. Și pe urmă putem să punem și puțin pătrunjel în sos. Sosul nostru este gata. E timpul să vedem și puiul ce zice. Încă 5 minuțele și este gata. Asta ne durăm. O culoare frumoasă pe partea asta. Pe partea cealaltă îl vom lăsa 5 minute. Hai să-i facem și o mică degustare. Întingem că nu ne vede nimeni. Nu-i bun deloc. Absolut deloc. Ați înțeles ideea, nu mai pot să mai vorbesc, mi-e foame. Să avem poftă.